Ai avut vreo mărire de salariu? Luna asta am avut. Înainte de 1 iulie. Bine, de la 1 iulie am avut. Practic, am anunțat luna trecută. Cu cât l-a crescut? L-a crescut cu mult? Nu, 15%. Încolo de București, dacă este să ne uităm la Cluj, iată, Timiș, Sibiu, chiar și acestea sunt centre economice cu un trend pozitiv. O altă explicație pentru creșterea salarială din aceste zone vine din faptul că angajatorii pe toată această perioadă s-au străduit să își securizeze business-ul, să își reducă fluctuația de personal. În ceea ce privește județele unde observăm scăderi de salarii, acolo evident vorbim despre piața în sine și despre puterea economică a acelor județe, chiar și în afara acestei perioade pe care o traversăm.